Bună dimineața! Azi o să facem un clip super mega interesant care mi-a venit ideea asta la un moment dat și am propus, l-ați mai văzut în clipurile mele pe Justin împreună cu Tatiana și Oana. Azi ne adunăm iar toți patru și o să facem un clip și ați fi... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar chiar ați fi fraier să nu stați până la final, pentru că la final o să fie niște clipuri și un birol. De-abia aștept și eu. Nu uitați, butonul ăla de subscribe. Bun, acum vă las cu intro și mă pregătesc de drum. Nu-i un drum, mă pregătesc gadgetul, îmi pregătesc rucsacul foto, îmi pregătesc tot ce am nevoie. Poze, fum, videouri, birol. Ha, ne vedem acum. Pa! Nu sunt tocmai cei mai curați papuci ai mei, dar mie îmi plac super mult ăștia. Vai câtă gălăgie poate să fie în oraș la, pe vremea asta. Dacă nu știți, acum în Iași se află toți pelerinii pentru Sfânta Parascheva. Mă rog, n-am să discut subiectul ăsta. Bun, ca să înțelegeți ce e vorba. Eu și cu Justin o să facem un photo battle challenge. Eu versus el. Eu cu un mirrorless, iar el cu un DSLR. O să fie în două locații. Una o să fie un carusel bâlci. Ceva de genul ăsta, unde am zis că ar fi ok să facem niște poze acolo, iar a doua parte o să fie într-o pădure, la un releu, un bucium, pentru cunoscători din ea știți zona. Acum să vedem dacă și vremea e de partea noastră, dacă și lumina e de partea noastră. Îmi place că e puțin nourat totuși, ca lumina să fie destul de egală, să nu avem zone foarte luminoase și foarte umbrite. Bun, sper să țină vremea cu noi, urmează să ne întâlnim și cu restul. Și vedem exact ce facem și cum discutăm și cum organizăm toată treaba asta să iasă bine. Din nou, stați pe fază până la sfârșit, pentru că o să iasă niște chestii super, super mișto. Și uite că vine și eroul nostru. Cu el o să mă bat azi în fotografie. Și în spate avem pe Tatiana, pe care ați mai văzut-o în clipurile mele. Care are cior. Super. Deci până la urmă e lăsat. Da, din păcate. Asta e. Se vede acolo în depărtare bâlciu. Și o să fie destul de gălăgii, găsim un loc liniștit să discutăm chestii la început și apoi vedem ce urmează. Ok, deci, cum v-am zis mai înainte, o să fie un battle, un challenge prin care noi vom fotografia pe Tatiana în diverse postaze, am ales prima locație ca fiind un bâlci. Eu o să am un aparat, un Lumix G7, este un mirrorless, care are un senzor MFT, este cel mai mic senzor de la un aparat, dar am un obiectiv de 16 mm diafragmă 1.4, pentru că am un senzor MFT, se dublează cropul, asta înseamnă că e undeva pe la 32 de mm de fapt, echivalentul a 32 de mm. Acum, Justin are un D7000 cu un obiectiv de 35 mm diafragmă 1.8, senzorul lui este APS, asta înseamnă că are un crop de 0, ceva, nu știu exact este cropul, oricum, la el este mai... wide-ul este la fel de echivalent, dacă are sens ce am zis. Da, are sens. Oricum, sunt scos și filtrul ND, dacă nu știați puteți să folosiți. Eu când filmez folosesc un filtru ND, pentru că shutter speed-ul trebuie să stea dublu frame rate-ul. Bun. Păi eu zic să trecem la treabă și să vedem exact ce cadre putem scoate. Deja au apărut soarele, ceea ce nu mă încântă foarte mult, dar... Hai să vedem care treabă. Și încă o chestie. Amândoi o să tragem în RAW. Fiecare cadru va fi tras RAW. Da, RAW vegan, mă rog. Ideea e că, la un moment dat, atât eu cât și Justin, o să ne edităm pozele în felul nostru. Noi vrem să vedem exact diferența între un fotograf cu DSLR și un fotograf cu mirrorless și ceea ce putem scoate noi din ambele cadre. Așa că, hai să mergem să vedem exact ce găsim pe aici. Thank you.
Am făcut o mică pauză ca să-l așteptăm pe Justin să aducă să cumpere niște apă, pentru că este un drăguț. Ne-am deshidratat puțin, e destul de cald azi afară, surprinzător de cald. Și așteptăm să vină, apoi mergem la noua locație, că am terminat tot ce am avut de făcut la Bâlci. Au ieșit niște poze super faine, adică cel puțin mie îmi plac. Acum să vedem dacă o să-i placă și Tatianei, pentru că o să apară așa pe neveu, fără să vadă ea mai întâi. Da, fără să-și dea acordul. Dar sper să aibă încredere, cel puțin în mine. Acum Justin cred că are mai mult încredere. Oricum, da, o să fac un birou la pădure, pentru că să vă arăt cumva locația. Îmi pare că nu mi-a trecut prin cap să fac și la Bâlci. Da, asta este. Facem birou la pădure, facem birou la pădure și apoi, facem fotografiile și o să fie ceva super incendiar, aș putea spune. Bun, ne vedem acuș. Pa! Ideea este că până își face Justin niște setări la aparat, vreau să vă zic în felul următor. Deci avem 6 fumigene. Una dintre ele o să o folosim pe post de test și cred că va fi cea galbenă. Vom trage niște cadre la început și vom continua battle-ul, o să continui battle-ul cu Justin folosind fumigena galbenă. Pentru că na, nu știu exact cum funcționează, prima dată când folosesc așa ceva și sunt și curios să vedem dacă merge. Și de asta, înainte să facem birou sau cadre mult, mult mai faine cu props-uri, mă rog, recuzită și așa, mai o să folosim asta, o să o sacrificăm ca să scoatem niște cadre ca lumea. Și după aceea vom trece la culori mai mișto și vom face la sfârșit un birou mult, mult mai fain. Bun. Justin, gata tu? Da. Facem câteva cadre cu umbrela și apoi facem altceva, știi? Da. Nu? La genul ăsta. Da, hai să ne gândim. Întrerupem acest video să sponsorizez Coldrex și cum arăți dacă nu-l bei. Nu, glumesc, dar sunt foarte răcit. Acum că tot am văzut cum am făcut pozele, am văzut și B-roll, hai să vedem și pozele în sine și pentru asta o să facem un concurs și pentru voi să văd dacă ghiciți care poze e care și a cui aparține, mai ales editul și încadrările și tot. După ce s-au terminat filmările, atât eu cât și Justin, am început să ne descărcăm pozele de pe carduri, am început să le edităm și am făcut o potrivire contextuală, atât din punct de vedere al cadrului cum este așezat, cât și a contextului în scena în care a fost făcută poza. Și la montaj le-am potrivit atât cât diferențele să fie minime. Se difere strict editul și diferența în fotografie, nu știu, în claritate, megapixel, încadrare poate și cam atât. Așa că fiecare set de poze va fi afișat 5 secunde pe ecran și se va trece la următorul set de poze și tot așa. Dacă vreți, puteți da pauze și să vă uitați, dar dacă vreți să fiți fair, memorați, încercați să memorați camera care vi se pare că arată, mă rog, poza a cărei camere vi se pare că arată cel mai bine și la sfârșit încercați, până la sfârșit, încercați să vă dați seama care camera e care. Așa că, hai!
Bun, dacă nu v-ați dat seama până acum, camera A este mirrorless Lumix G7 cu un obiectiv de 16mm diaframă f1.4, care a fost camera mea și eu fotograful și eu am făcut editurile. Iar camera B este camera lui Justin, un Nikon D7000 și cu obiectivul de 35mm diaframă f1. Camera mea are un senzor MFT și am avut 2 ori crop. Și chiar dacă am avut un obiectiv de 16mm, deci în total 32mm echivalentul pe o cameră full frame, se pare că totuși obiectivul meu a fost puțin mai wide și totuși eu am preferat să mă apropii mai mult de subiect decât Justin. Bun, și acum că am lămurit, vă las cu un b-roll final. Nu uitați că urmează un giveaway. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Contează extraordinar de mult, ne apropiem de 500 de abonați și în curând la 1000, dar facem un giveaway pentru că vreau să vă mulțumesc într-un fel pentru tot. Așa că fiți pe fază, subscribe și clopoțel ca să primiți notificare și vă las cu restul videoului. Pa!